Putin spune că Rusia se luptă pentru propria existență, ne vom prăbuși în 2-3 săptămâni. Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că țara sa se luptă pentru propria sa existență. Liderul de la Kremlin spune că războiul este o sarcină de supraviețuire a statalității rusești. Președintele Vladimir Putin a declarat marți că miza în Ucraina este însă și existența Rusiei ca stat vorbind îndelung în fața muncitorilor de la o fabrică de aviație din Buriatia, la aproximativ 4400 de kilometri la est de Moscova. Putin a dezvoltat argumentul său familiar potrivit căruia Occidentul este hotărât să destrame Rusia. Rusia luptă pentru propria existență. Așadar, pentru noi aceasta nu este o sarcină geopolitică, ci o sarcină de supraviețuire a statalității rusești creând condiții pentru dezvoltarea viitoare a țării și a copiilor noștri, a spus el. Vladimir Putin a acuzat Occidentul că folosește Ucraina ca pe un instrument pentru a purta un război împotriva Rusiei și a provoca o înfrângere strategică. Statele Unite și aliații să-i spun că ajută Ucraina să se apere de o invazie de tip imperial care a distrus orașele ucrainene. A ucis mii de civili și a forțat milioane de oameni să-și părăsească locuințele. Putin a declarat că a fost îngrijorat de economie atunci când Occidentul a impus valuri de sancțiuni fără precedent anul trecut, dar că aceasta s-a dovedit mai puternică decât se aștepta. Ne-am sporit suveranitatea economică de multe ori. La urma urmei, pe ce s-a bazat inamicul nostru? Că ne vom prăbuși în doi, trei săptămâni sau într-o lună, a spus Vladimir Putin.